Târgul Meșterilor Popular, deschis în Parcul Mitropoliei, a ajuns la cea de-a 8-a ediție. Reunește standuri cu obiecte tradiționale menite să-i ademenească petrecători. Au venit din toate zonele țării cu produse tradiționale, sunt și de la noi din județ. Sunt peste 50 de meșteri populari veniți aici în acest târg. Eu zic că este o ediție reușită. Maeștrii au venit și cu oferte speciale. Prețuri mai mici acum, că s-a cam speriat lumea, că nu prea are bani așa și... Mai sunt căutate? Cât de cât, așa, mai rar. Dornic să-i cunoască pe meșterii populari, primarul municipiului Târgoviște a stat de vorbă cu fiecare. Unii și-au demonstrat și talentul. Mulțumesc atât de mult. Și eu îți mulțumesc că ești aici ani. Te aștept și la anul, bine? Da. Sănătate, să trăiești numai bine. Este o mare bucurie și o mare mândrie pentru Târgoviște să găzduiască Târgul Meșterilor Populari. Sper ca toți cei care oferă și cei care cumpără să fie mulțumiți și bucuroși și să petreacă un timp plăcut alături de Târgoviște și de târgovișteni. Târgul Meșterilor Populari este deschis până duminică 12 septembrie.